Bună dimineața, domnule președinte, stimați colegi, voi încerca să fiu foarte scurt. Infernul din Sicilia. De-a lungul anilor au existat multe cazuri, milioane, în care cetățenii români mânați de dorința unui trai mai bun departe de țară, dar și mai abitiri parcă alungați din pricina politicii sociale inumane a incompetenților pe care am avut neșansa să-i suportăm ca decidenți politici și a rezultatelor economice dezastroase ale guvernelor pe care le-au condus și care au îndreptat România în acest 25 de ani, astfel că Dumnezeu și poate o mică parte din familiile lor, ori poate cei mai apropiați prieteni lăsați acasă, cunosc suferința multor compatrioți români care se află încă departe de casă, suferind. Ca nou venit în diaspora, în 2001, nou cunoscător al vieții de imigrant în Madrid, am simțit pe propria piele ce înseamnă dorul sau cum, la fel ca alte sute de mii de români la acea vreme, am învățat să fac față greutăților departe de orice sprijin din partea cuiva, pas cu pas, până la obținerea rezidenței și a permisului de muncă. Chiar dacă am considerat mult timp faptul că experiența mea a fost una amară, cu tot amalgamul de întâmplări bune și rele, perioada de dinaintea obținerii actelor de ședere și muncă, perioada de după ilegalitate, cu toate aspectele sale pozitive, privitor la situația nouă de care mă bucuram, Dumnezeu este mare și m-a ferit de suferințele adevărate, de care au parte mulți diasporeni. Aveam să aflu poveștile de viață însă ale multor români, cunoscut în acest timp, trăit departe de părinți, departe de casă, departe de pământul de care mă voi lipi pentotdeauna, departe de România noastră. Scopul românilor din diaspora este bine intenționat. Urmărim nimic altceva decât să muncim pentru a avea noi și cei de acasă o viață mai bună, iar în speranța că reușim să economisim bani cu care să ne întreținem sau să întreținem pe cei care au rămas acasă, pentru a nu fi o piedică pentru nimeni pe această lume, împușcăm două iepuri dintr-o dată. Ajutăm țara în care ne aflăm și muncim, dar și România. Și am făcut noi, cei din diaspora, acest lucru an la rând. Dar, cum spuneam, realitatea nu este atât de frumoasă, cum o gândesc anumiți români și, coincidență, chiar românii din guvern. Zile trecute, în urma informărilor venite din partea multor români aflați în străinătate, dar și a semnalelor trase de presă și televiziuni cu privire la situația deosebită întâlnită în sudul Italiei, în Sicilia, în comuna Vitoria, în provincia Ragusa, mediatizată la sfârșitul acestei săptămâni în România, demonstrează gravitatea faptelor desfășurate în cadrul comunității românești, cazuri de violență fizică și psihică la care cetățenii români, îndeoseb femei, sunt supuși. Cei care aveți puterea, cei care guvernați în acest moment România și care aveți atribuții cu privire la românii din străinătate, aflați atunci că situații extreme nu există doar în teatrele de operațiuni militare, în zonele unde fanaticii religioși găsesc de cuvință să se răzbune pe câte vreun străin în modul cel mai barbar. Aflați atunci că cetățenii pe care guvernul noastră ar trebui să-i protejați suferă. Doresc să vă atrag atenția însă că fiind departe de țară, dar trăind în state europene, cum este cazul acestor românce, de multe ori se petrec abuzuri din partea angajatorilor. Situația arădată dezvăluie ceea ce se petrece în domeniul agriculturii, unde cetățenii noștri trăiesc în condiții dintre cele mai precare, iar româncele îndură situații, cum spuneam, de o violență fizică și psihică de neînchipuit. Chiar dacă mă refer la lipsirea de libertate, la sechestrarea membrilor familiei, la violuri, vătămare corporală, amenințări cu moartea, toate acestea dezonorează lipsa de implicare a guvernului. Parlamentul își face astăzi datoria și vă mai trimite încă o dată ceea ce poate știți și preferă să ignorați. De aici, din plenul Camerei Deputaților, nu doar vă informez, vă cer să acționați, vă cer să vă faceți datoria, să faceți tot posibil pentru a ajuta acei români. Pentru că acolo, în zona care se află în sudul Italiei, românii trăiesc cu îndrabă. Ar fi preferat săracii oameni să trăiască la ei acasă, în țara lor, dar i-ați împins, i-ați determinat în lipsa de luciditate politică caracteristică să plece, să emigreze, să devină azilanți economici și iată că bucurându-vă la miliardele de euro care intră anual în România, ați uitat în calitate de guvernanță aveți și obligații față de cetățenii din diaspora. Când vă lipsesc ideile, magistralele idei politice salvatoare, ne măriți taxele consulare sau vă gândiți la cum să ne impozitați mai mult, dar ignorați total care vă este datoria față de cetățenii pe care îi reprezentați și care, față de care aveți o datorie imensă. Vreau ca măsurile pe care le veți lua să conducă la remedierea situației semnalate și a oricăror situații de acest fel trăite de românii din diaspora. La fel cum vreau să știu că dacă nu sunteți capabili de a vă asuma datoria pe care o aveți, să plecați.
pentru că noi, cei din diaspora, ne-am săturat de incompetență. Aurelia Mihai, deputat PNL.